local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. Întâlnirea a fost 39 alineatul 1 și articolul 68 alineatul 1 din legea numărul 215 2001 privind administrația publică locală, e publicată prin modificări și completări ulterioare, dispune. Articolul 1 alineatul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 19 noiembrie 2015 la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 4 anul 2015, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe trimestrul 4 anul 2015 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului prevăzut în scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a Avansului pentru proiectul achiziției utilajului de excavator pentru întreținere drumuri comunale în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de rețea școlară la raza OAT Comuna Bucium, județul Bacău, pentru anul școlar 2016-2017, inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. 6. Diverse. Pentru tribuna de desfășurare, domnul președinte. Da, vă mulțumesc, domnul primar. Dați-vă în serios activitate. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă și abțineri. Se supune la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Dau cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta primul punct din ordinea de zi. Raport prin înțelea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4 anul 2015. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pentru anul 2015, trimestrul 4, pe care îl prezint astăzi, are ca motivație principală adresă numărul 3256 din 3-11-2015, transmisă de Agenția Național de Administrare Fiscală prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău și altul adițional numărul 2 la contractul de finanțare numărul 10.094 din 9.06.2015, încheiat cu MediaRF. În cele ce urmează vă prezint aceste motivații pe secțiuni. Secțiunea de funcționare. Capitolul 5102, 50.000 lei din care 50.000 lei pentru bunuri și servicii, reprezentând prestări de servicii pentru întreținere și funcționare, abonament, monitor oficial pentru anul 2016 și materiale necesare pentru buna desfășurare a activității unității până la finele anului 2015. Capitolul 5602, 16.000 lei, sumă ce reprezintă contribuția comunei la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie anul 2015. Capitolul 6502, 96.000 lei, din care 11.000 lei pentru cheltuielile de personal reprezintă o parte din necesarul pentru plata salariilor cadrelor de didactice pe luna noiembrie 2015, sumă necesară pentru plata integrală era de 45.000 lei, din care am primit doar 11.000 lei, sumă repartizată de AJF pe Bacău, conform adresei numărul 3256 din 03-11-2015. 64.000 lei pentru plata hotărârii judecătorului pentru personalul din unitățile de învățământ. 11.000 lei pentru plata diferență 5% contribuții hotărâri judecătorești. 10.000 lei pentru bunuri și servicii pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104 alineatul 2 litera B și E din Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011, reprezentând cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli cu întreținerea curentă, sumă repartizată de AŞV Bacău prin adresa numărul 3256 din 03-11-2015. Capitolul 6702. 20.000 lei bunuri și servicii pentru achiziționarea unor obiecte de inventar pentru căminul Bucium. Capitolul 6802. 50.000 lei din care 50.000 lei la cheltuielile de personal pentru asistenți personal, sumă retrasă de AJF Bacău prin adresa numărul 3256 din 03-11-2015, deoarece ne încadrăm cu plata salariului și indemnizații până la finele anului și am dat disponibil. Capitolul 7002, 36.000 lei, bunuri și servicii pentru plata iluminatul public. Secțiunea de dezvoltare. Capitolul 8402, 2.100.000 de lei, sumă primită prin actul adițional numărul 2 la MDRAP pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumuri locale, Sătești, în Comuna Bucium, județul Bacău. Față de
propunerile de față, am propus în finalul proiectului de hotărâre și modificarea corespunzătoare a listei de investiții conform anexelor 1 și la proiectul de hotărâre. Având în vedere cele expuse, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre. Domnule președinte de comisie. Da, mulțumesc. Dau cuvântul președintelui comisiei, domnul Tudor. Așa cum a expus și domnul primar, comisia a analizat această rectificare. Total există suma de 168.000, din care 96.000 sunt ai școli. De asemenea, este un plus de 2.100 care s-a dat pe drum. În anexie s-a observat 2.100.000. În anexie s-au observat modificările făcute, așa cum au fost prezentate pe capitole. Nu au fost obiecțiuni din partea membrilor comisiei. În consecință, comisia este de acord cu proiectul de hotărâre de la punctul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunteți vei la cuvânt. Aș avea eu intervenție scurtă. La cheltuieli, văzut că ai văzut o sumă pentru alimentarea cu apă de la Răcăuți, pentru extinderea alimentară. S-a promis, după ce va fi un aport de apă și de la izvoarele colectate din zonă, se va interveni asupra prețului, adică mai explicit asupra micșorării prețului. Când se va face acest lucru? Nu face obiectul ordinii de zi de astăzi. Aici nu scrie nimic de apă sau de alte probleme. Deci revin. Pentru că lucrarea este prevăzută în bugetul de cheltuieli. În rectificare? Nu. Nu există. Dacă mai citați un pic de omul, poate vedeați că nu există. Da, este prevăzut. Nu există. Uitați-vă. Nu știu dacă e nevoie de avocat acum. Un răspuns scurt se putea chiar dacă... Da, în rectificare nu este prevăzută sumele pentru... Nu stabiliți dumneavoastră, nu stabiliți dumneavoastră. Dacă este prevăzută. Este prevăzut în bugetul mare de cheltuieli, lucrarea nu a fost prevăzută. Noi vorbim de rectificare. Asta am aprobat comisia. La ordinele zi avem rectificare. Aia putem să nu vom acceptați. Asta e ordinea de zi, o respectăm. Doamna secretar, dumneavoastră, ce părere aveți? O respectăm. Dumneavoastră sunteți în măsură să stabiliți dacă este sau nu este. Nu avocați și... Mulțumesc. Mulțumesc și eu dacă mai sunt alte înscrieri. Dacă nu, să spunem la vot. Cine este pentru? În conflict, dar ține. Da. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta al doilea punct din proiect. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe trimestrul 4 anul 2015 pentru școala gimnazială Comuna Bocium, ordonator terțial de credite. Doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la rectificarea bugetului de cheltuieli pentru școala Bocium, după aprobarea rectificării bugetului local al comunei conform celor discutate mai înainte. Astfel, pentru anul 2015, prin adresa numărul 3256, din 3-11-2015, transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice a județului Băcău, s-a repartizat comunei Bucium, în vederea rectificării bugetului școlii de localitate, o sumă de 96.000 de lei, din care pentru plata salariului cadrelor didactice suma de 86.000 lei, iar 10.000 lei pentru bunuri și servicii. Alte specificații cu privire la aceste sume am făcut în raportul cheltuielor când am reprezentat bugetul local. Pentru aceste considerente, urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în forma prezentată. Ei se repetă pentru aprobarea școlii banii din anii. 96.000 de lei. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului. Așa cum spunea și domnul primar, este vorba de acea sumă. Din suma totală de 168, 96 au revenit școlii. Iar ele au fost împărțite 86 pentru plata salariului și astea 10.000 pentru servicii. Comisia a analizat aceste lucruri și nu au fost obiecțiuni, suntem de acord. Mulțumesc. Dacă se înscrie la cuvânt? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar pentru a reprezenta punctul 3 din ordinea de zi.
Raport privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre referitor la aprobarea solicitării prelungirii termenului din scrisoarea de garanție și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție din partea fondului de garantare a avansului pentru proiectul achiziției utilaj buldo-excavator pentru întreținerea drumului comunal în comuna Buciu, județul Bacău. Doamnul domnul consilier, acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a primirii notificării de investiții din partea agenției pentru finanțarea investițiilor de valoare cu privire la proiectul achiziției utilaj buldo-excavator pentru întreținerea drumuri comunale în comuna Buciu, județul Bacău și prin care suntem informați că trebuie analizată posibilitatea prelungirei după data de 31 decembrie 2015 a duratei de execuție a contractului cu finanțare încheiat în cadrul PNDR 2007-2013, pentru că până la data menționată noi nu putem asigura avansul pe care l-am solicitat din partea fondului și nici prin tranșă de plată de minim 25% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Având în vedere acest fapt, precum și scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului comunicată de fondul de garantare către AFIR și redacționată către Comuna Buciu, dar și recomandarea din partea AFIR potrivit căreia în vederea menținerii contractului de finanțare este necesar a se transmite până la data de 20.11.2015 o documentație în vederea analizării posibilității de prelungire la durate de execuție a contractului de finanțare, precum și o copie a hotărârii Consiliului Local de solicitare a prelungirii termenelor prevăzute în scrisoarea de garanție emise de la. Considerând că acest utilaj este benefic pentru Comuna Buciu și că trebuie păstrat, am venit în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta situația de fapt și a vă solicita acordul pentru prelungirea termenului scrisorii de garanție bancară și pentru prelungirea valabilității acestei scrisori, care expiră tot la data de 31.12.2015. Având în vedere aceste aspecte, rog analizați și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul domnului președinte de comisie, domnul Tudor. În ședința trecută ne amintim că am votat acest lucru despre scrisoarea de garanție pe gând referitor la buldozer. Acum se cere prelungirea. Prelungire, că nu ne-am încadrat, nu se încadrează. Sunt prea multe proiecte și nu ne încadrăm. Este contract anexat în baza hotărârii, propunerii de hotărâri, este contract anexat cu prelungirea în garanție, s-a trecut după 21-a 3-a, parcă, până 20-a 3-a, parcă, 2016, scrisul, prelungirea scrisului garanției, comisia este de acord. Mulțumesc. Dacă sunt consilieri la cuvânt, dacă nu, pun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Mulțumesc. La cuvântul domnul primar pentru a ne prezenta punctul numărul 4. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea proiectului de rețea școlară din Comuna Buciu pentru anul școlar 2016-2017. Doamnă și domnule consilieri, proiectul de hotărâre prezentat a fost inițiat la solicitarea Inspectoratului Județean Școlar Bacău, conform adresei numărul 9214 din 4-11-2015, dar și pe baza propunerii transmise de școala gimnazială din satul Buciu în Comuna Buciu. Din analiza celor două documente am concluzionat că rețeaua școlară din Comuna Buciu nu va suporta modificări față de anul școlar 2015-2016-2016, în sensul că vor fi menționate toate structurile actuale aflate în subordinea școlii gimnaziale Comuna Buciu, unitate cu personalitate juridică, respectiv școala gimnazială Buciu și școala gimnazială Răcăuți, grădinița cu program normal Buciu și grădinița cu program normal Răcăuți. Menționez că propunerea formulată în proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile articolului 19, alineatul 7, articolul 20, alineatul 3 și articolul 20, alineatul 5 din OMS-CS, numărul 1556/2015, privind metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul pe universitate de stat, cuprinderea efectivului de preșcolari din unitățile de învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelii unităților de învățământ pe universitate pentru anul școlar 2016-2017, articolul 19 alineatul 4 din legea numărul 1/2011, legea educației naționale și articolul 23, articolul 36 alineatul 2, litera A, articolul 36 alineatul 2, litera B, articolul 36 alineatul 6, litera A, punctul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală. Față de argumentele prezentate mai sus, rog analizați și aprobați. E vorba să se păstreze același. Mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul președintei Cristian Călin. Ca și anul 2015-2016. Mulțumesc, domnul președinte. Referitor la acest proiect de hotărâre,
Comisia juridică constată că a fost o perioadă când se practica migrația de la mediul rural la școlile din mediul urban. Ce putem spune? Că putem spune că în momentul actual, datorită condițiilor bune din școli și datorită cadrelor didactice cu experiență, elevii rămân să studieze la școlile din localitate. Studiind de asemenea acest proiect de hotărâre, s-a constatat că nu sunt modificări față de anul precedent. Deci nu sunt modificări, așa, în ceea ce privește rețeaua școlară. Deci, în concluzie, Comisia Juridică este de acord cu acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc. Dacă se descrie la cuvânt. Dacă nu, se pune la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta punctul 5 în proiectul de hotărâre. Raportul în intențierea proiectului hotărâre referitor la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău, pentru anul 2016. Doamne și domnilor consilieri, vă prezint în ședința de astăzi propunerea de aprobare a planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 privitor la aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium. Așa cum știți și cum v-am mai prezentat și în anii anteriori, în fiecare an se supune aprobării Consiliului Local acest plan. Întrucât acestea conține funcțiile publice din cadrul instituției și evoluția acestora pe parcursul anului următor. Aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium cuprinde în momentul de față un număr de total de 14 funcții publice, din care ocupate sunt doar 8, restul de 6 fiind vacante. În această situație rezultă că la Comuna Bucium sarcinile ce presupune rezolvarea problemelor colectivității locale sunt aduse la îndeplinire de puțin peste jumătate de numărul funcționarilor care ar trebui să fie încadrați. Tocmai de aceea, având în vedere această situație, este de remarcat faptul că la Comuna Bucium, cu un număr atât de mic de personal, s-a reușit rezolvarea în condiții bune a tuturor sarcinilor. Întrucât funcționarii încadrați desfășoară activități prin delegare care se suplinesc și activitățile din funcțiile vacante, în conținutul planului de ocupare pentru anul 2016 am prevăzut propunerea de aprobare a 3 funcții de consilier. Clasa 1, grad profesional asistent, din care 2 sunt vacante în prezent și una urmează a fi înființată, să fie scoase la concurs. Primele 2 fac parte din biroul buget, contabilitate, venituri, iar cea din urmă se va înființa pentru a putea oferi șansa ocupării funcției pe studii superioare de către unul din funcționarii publici pe care îi avem deja încadrați pe studii medii. De asemenea, am propus să se mai înființeze și funcția publică de studii medii, referind clasa 3, grad profesional asistent cu atribuțiile inspectoratului de protecție civilă, motivat de faptul că în prezent aceste atribuții sunt aduse la îndeplinire prin cumul de persoană fără specialitate, iar existența unei astfel de funcție este imperios necesară, fiind sancționat cu ocazia controlului de către inspectoratul din cadrul ISO Bacău. Motivația legală a inițierii acestui proiect de hotărâre a fost prezentată și de secretarul comunei referat de necesitatea, dar și în preambulul proiectului de hotărâre. În încheiere vreau să subliniez că planul de ocupare a funcțiilor publice se supune spre analiză și aprobare de către Consiliul Local și se transmite ANFP București prin înregistrare. Pentru aceste considerente vă rog să dezbateți și să hotărâți. Da, vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la acest proiect de hotărâre, în ceea ce privește aparatul de specialitate a primarului, care prevede un număr de 14 locuri ocupate, restul fiind vacante, ce am vrea să menționăm cei din Comisia de Specialitate, că deși numărul de personal este mic, totuși s-a reușit rezolvarea tuturor problemelor cu succes. Proiectul de hotărâre este bine punctat. Aș putea sublinia bine punctat, așa că membrii de comisie juridice au analizat și sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, dacă sunt scris la cuvânt. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Cine? Vă mulțumesc! Nu am la univers. Cine are probleme, cine are probleme. Cine vrea să scrie la cuvânt. La punctul diverse,
Dacă sunt probleme, sunt, dacă nu, dacă sunt. Să scrie cineva? Da, eu. Așa. Da? Mai este cineva care vrea să scrie? Da? Altcineva? Mulțumesc, dau cuvântul domnului Adel. La diversi, cred că pot să revin asupra întrebării și nu vreau răspunsul pe loc, pentru că mai am câteva probleme. La urmă. A, sau la cine ce-a sunat? Da, dacă nu vreți să faceți mișto la televizor, nicio problemă. Nu vă fac mișto. Deci vreau să revin. Cu toate că tot nu înțeleg, în bugetul de cheltuieli pe an, chiar dacă este prevăzut o rectificare, că rectificări sunt multe, în decursul lui an, nu le-am numărat, dar cred că au fost pe puțin vreo 12 până acum, de la începutul anului. E prevăzută ca lucrare și, da, în sfârșit, la diverse poți afla, nu? Care va fi prețul sau când se va intervine asupra prețului apei la Răcăuți, datorită intervenției care s-a făcut, extinderii lucrării și promisiunii care a fost. Prima problemă. A doua problemă. N-am mai luat cuvântul la rețeaua școlară, că probabil tot așa ați fi spus că nu era... Deși eu cred că, doamna secretară, trebuie dumneavoastră să hotărâți dacă este asupra materialului sau dacă nu este. Dumneavoastră sunteți jurist și cred că știți mai bine ce... Da, eu aș avea o problemă în legătură cu școala. S-au cheltuit foarte mulți bani și la ședința trecută spuneam că este necesar să facă o verificare, adică să se știe cam ce se întâmplă acolo. Și în timpul orelor de program la școală și în afara programului. Am trăit în Răcăuți, chiar acolo unde stau și acum, și am jucat fotbal în curtea școlii, plăteau părinții mei geamul sparte, că jucam fotbal acolo și nu erau condițiile de acum. Acum sunt condiții. Și trăiesc o frustrare, de data asta nu a mea, cum mi s-a mai spus de către unii colegi, că sunt un individ frustrat, dar nu sunt frustrat, mă gândesc la viitorul nostru, cu aproape 200 de elevi rom în Răcăuți, mai mulți decât în Bucium, Bucium fiind de 3 ori mai mare ca și populație decât Răcăuți. Mă refer la români. Revin. Deci frustrarea copiilor din Răcăuți care au poarta închisă și mi se pare ar fi aproape normal, deși s-ar mai putea face un gard de 2 metri și să nu poată intra în curtea școlii și să poată intra numai la teren și să joace și ei fotbal la curte. Dar în timpul, în afara programului, vin tot romii și eu știu că risc că spun asta, că probabil o să-mi puneți romii în cap, dar sunt destul de... Nu, vă rog frumos să nu mă întrerupeți fără aprobarea. Da, spun, dar este foarte important că e vorba de viitorul nostru. Am înțeles, dar dacă ți-ar fi mai scurt, ar fi și mai ușor. Da, bine, trebuie să faceți... Eu nu m-am zis nimic. Deci, cred că s-ar putea ca și copiii românilor să poată juca fotbal, să miște pe terenul ăla, dacă s-ar face un gărduț, deci să blocheze intrarea în școală. Să intre numai la teren. Deci, duminică de duminică, au venit romii și școlari și mai mari, ieșiți de la școală și au jucat fotbal. Bineînțeles că o să vii peste gardul ăla, destul de înalt, cu țepele alea care sunt acolo. Și dacă dădeau mingea peste gard, că ei nu, acum învață și ei că n-au făcut sport până acum, dacă o dădeau în drum, bă, la oamenii din vârstă, dă mingea înapoi, știi? Și o sfidare de genul ăsta, oamenii întrebau. Eu nu m-am văzut, deci n-am intervenit. Așa, oamenii, cum veniți voi, săriți peste gard? Dar domnul primar ne-a lăsat. Eu sunt convins că nu e vorba de chestia asta. Deci nu, sunt foarte convins că nu primarul i-a lăsat să intre acolo. Dar, de reținut lucru care este mai grav, deci mai grav. Deci cât tupeu au ei, cât am luptat noi ca să aibă ei tupeul ăsta. Să vină în mijlocul satului, sâmbătă,
sâmbătă, nu, dar duminica, să joace fotbal pe terenul școlii, că e a lor, că totul le se convine lor, până la urmă o să le se convine și satul, mă rog la Dumnezeu să le se convine și Buciu, ca să înțeleagă și oamenii din Buciu, că asta este o treabă să nu mai numai în ceea ce... O Dacie neagră, pe HB. Trebuia să împoartă. Adică, trebuia să împoartă. Scuzați. Da, am tras semnalul de alarmă de mai multe ori, că este treabă serioasă cu situația asta și cred că noi ne dăm numai la ce înseamnă ei pentru noi ca voturi, ca alte situații, nu vreau să le mai recâi, dar nu ne gândim care va fi viitorul ăsta nostru, dacă ei au atâta tupeu. Deci nu este, este foarte serioasă treaba. Să vii duminica la prânz, să joci fotbal pe mulți. Bine, că n-a văzut nici de acolo, nici de acolo, oameni care ar trebui să vadă că au funcție. Eu zic că ar trebui să ne... Știu că la început, atunci când, odată cu intrarea în Europeană, când știam, speram că vor veni bani mulți și știam că pentru lume o să vină, eu am propus la vremea respectivă să fac o școală acolo. Erau și înțelegeau, pentru că să știți că eu discut cu ei și am psihologia lor. Erau mai mulțumiți să fie o școală acolo, ca să nu vină copiii prin nămeți, dar noi suntem în stare să le facem și asfalt, numai să integrăm. Ei, vedeți cam ce înseamnă integrare în lume. Pentru că, eu vă spun, ăștia de la, deci am spus-o de mai multe ori, romii de la Răcăuț sunt mai cuminți. Nu sunt ca aia care s-au așezat acolo la Butina. Așa, aia au fost în coasta combinatului, au trăit numai din furată, în sfârșit. Ăștia sunt mai cuminți, dar generația care vine după ei nu este. Nu este pentru că nu mai știu să facă nimic, pentru că nici, apropo de rețeaua școlară, eu aș fi venit și cu o propunere. Că până la urmă totul este supus modificărilor în sensul de a putea să ne integrăm unii cu alții și să trăim mai bine. Nu se poate interveni asupra, adică asupra programe școlare să facă ceva, meserie, domnule, și până în clasa 8-a, că ei și așa nu mai continuă, că nu se duc la liceu, la școli profesionale, să face agricultură pe vreme. Eu știu că e, poate deveni, poate fi ilară chestia, adică ce mai, se mai face, dar totuși, doamna Moldoveanu, că lucrați în învățământ, sunteți membru în Consiliul de Administrație. Cred că ar trebui să propuneți, poate intervine și asupra programului, chiar dacă este acum la prima vedere, nu o să poate. Bă, se poate, orice se poate, numai să putem să ne integrăm și să trăim mai bine. Pentru că ei sunt peste 1000 de suflete și de lucrat lucrează puțin. Generația care vin după ei, că sunt foarte mulți, dacă au 5-6 copii, așa și... Viitorul este la îndemâna noastră. Educația care se face în școală, să știi cum se face, că adevărul este că și foarte greu de stăpânit, dar cum să-i stăpânești dacă, repet, ca un light motiv. Vin duminica, deci cum poți să-ți permite și să spună că ta prima avea? Și eu sunt convins, sunt pe la sus, nu că iau apărare, că nu iau apărare deloc, eu nu i-am luat apărarea niciodată. Așa. Dar este foarte serioasă treaba respectivă. Așa. Și ultima problemă, deci aș vrea să am sprijin pentru a iniția un proiect de hotărâre referitor la sistematizare sau în sfârșit la intervenția asupra unui plan urbanistic zonal. Și mai detaliat, deci aș vrea să mă sprijin doamna secretară și cu doamna care lucrează la urbanism pentru a iniția acest proiect de hotărâre. Dacă deci, ca să nu intru eu în birou și să mai, că nu e cazul, dacă se constată că, dacă se consideră că nu e bine sau că eu știu, nu se poate, nicio problemă, mă opresc, dar eu totuși tot gândind spre viitor. Deci zona Călugărescu se poate sistematiza în așa fel încât zona construibilă să mărească și cu ocazia asta să obțin mai mulți bani la bugetul local. E proprietăți particulare, nu se poate face proiecte de hotărâri. Mi-amintesc foarte bine și domnul Călin a avut o remarcă atunci. Păi stați, ca să dacă tot ați intervenit,
Cuvântul nu a fost luat. Mai aveți vreo întrebare? Nu, dar cuvântul nu a fost luat de domnul președinte. Mai aveți vreo întrebare? Mi-a spus că nu se poate. Deci eu mi-amintesc că în 2008, în primăvara 2008, am făcut propunerea atunci pentru a se face o sistematizare și nu era teren mult care ar fi fost necesar unor acces, adică pentru acces la mai multe terenuri care să devină construibile. Și chiar domnul Călin Cristea, cred că își amintește, a zis, domnule, că o să apară cam mulți romi pe acolo, dacă vă amintiți. Ei, nu au apărut, dar nici nu... Adică oamenii fac casa la drum și în spate seamănă bostan, spunea domnul primar la un moment dat. Mulțumesc, domnul Ipadea. Da, asta a fost al patrulea acum. A spus numai da, la urmă. Așa. N-am depășit bără, domnul. Eu o să vă dau pe scurt răspuns. Puteți să-mi dați răspuns și nu e nicio problemă. Nu, vă dau pe scurt acum, că nu cred că nu o să dureze așa mult timpul cât ați vorbit. Eu am să vorbesc mai scurt. Mai bun, dacă... Vă mulțumesc. Referitor, v-ați spus de apa de la Răcăuți. Este adevărat, în vară s-a făcut o investiție. Am reparat, după cum știință, consilierii de la Răcăuți, că restul de la Bucium nu prea știu ce e acolo. S-a reparat un rezervor, s-a băgat conduct, pompe, tot curent, pentru a suplimenta apa de la oraș, care la ora actuală este 77,33 lei, plus ce mai punem Consiliul Local, un leu jumate, care ne-a aprobat anele 10 București. Ar veni vreo 9 lei, în jur de 9 lei. Din această cauză, când am văzut că mărește în continuu prețul la apă, am găsit acele 3 izvoare de care le știți, consilierii, dar din toate 3 izvoare, rezervorul principal de jos se strânge cam în jurul de 40 de tone în 24 de ore, pornesc pompele de două ori în 24 de ore. Când e secetă, mai puțin de 40 de tone în 24 de ore. Această cantitate de apă pe timp de vară, când au fost 45 de grade afară, nu ajunge. Pentru locuitorii, numai dacă le dau cu program, cu cana să bea apă. Pentru toți ar ajunge dacă ar folosi apa pentru băut și mașini de spălat, dar udă prin grădină, udă prin serii și din această cauză nu ajunge. În timpul când ajunge apa, când scade sub nivel, sunt niște senzori care pornesc automat pompele de la seră și îmi bagă diferența de apă. Pe timp de vară face socoteala 3 ori 4, 12, cam în jurul de 1000 de metri cub pe lună, de jos de la izvoare. Și satul Răcăuți consumă în jurul de 1700-1800 de metri cub. Nu am datele exacte, dar pe timp de vară cam astea sunt cantitățile de apă și de la oraș. Pe timp de iarnă, acum am observat pe toamnă, înspre timpul rece, că apa și-a revenit. Luna trecută de la oraș au mai intrat 150 de metri cubi. Adică aproape 2 rezervoare de apă din alea mari. De luna octombrie. Acum, luna noiembrie, tot la fel, dacă e timpul și nu mai udă lumea, noi ne reglăm față de ce bagă de la seră. Am, din această cauză, când am văzut că în luna octombrie și noiembrie nu mai e cantitatea de apă și în septembrie a fost un pic, am mai dat jos un leu. În loc de 8 lei, cetățenii de la satul Răcăuți v-a anunțat că omul de la apă, când va citi contorul, nu? Apometru, da? V-a zis că luna asta o să fie 7 lei. Nu pot să scad la un preț mai mic deocamdată, că până nu prind vara să facem una, iar câtă cantitate cam intrările de la oraș, cam intrarea de jos, se adună consumul, plus că în această cantitate de 1600 pe timp de vară, de 16 rezervoare sau 17 sau 18 rezervoare de apă, 2-3 le fură. Sunt care mai fură, sunt că avarele care se sparg înainte de apometru și până se trezește omul, curge de la noi, nu curge de la el. Mai curg de la ei când au paipasurile celea și mai umplă rezervoarele, dar cât bagă în rezervoarele, 2-3 tone, omul au plătit întotdeauna
care au greșit au și-au plătit sumele. De asta e vorba despre apa de la Răcăuți. În raport, în timpul ce mergem, o să facem o socoteală să vedem prețul, dacă mai lăsăm sau dacă rămâne așa. Asta nu se poate decât la un an. Un an să putem să facem una iar la apa care intră în satul Răcăuți. Deocamdată 7 lei de la 8 lei. La, în oraș e 10 lei. La noi un leu jumate era, nu-i canalizare, dar am pompele de la seră, curentul, două pompe care are 10 kW în 24 de ore pornește odată. Avem plus angajatul la apă salariu, sunt destule avarii, pierderi de apă, de aia așa am lăsat. E 7 lei deocamdată, am dat un leu jos, am mers pe pierdere aproape câteva luni, nu ne mai puteam să ne salvăm. Fiindcă nu putem să-i depistăm pe cei care fură. Sunt câțiva care au bypass, tu dăm grădină, dă drumul la furtul noaptea și să duce rezervorul de 100 de tone. Încrăpăturile cât e de cald afară, să duce încrăpăturile pământului, 100 de tone, nu se vede un sodus. Asta este cu apa. În timp, sperăm să, dacă se menține, sau pentru 2016 m-am mai gândit la o investiție tot acolo și la Buci, în jos, pe terenul de fotbal, unde o să fie rezervorul de apă pentru Bucium. O forare, să vorbesc cu o firmă să vină serioasă, să vină să foreze, că nu se știe pe raza comunei Bucium, nu există nicio forare, la cine vire este pânza a doua de apă. Dacă îmi găsește pânza a doua acolo la Răcăuți și la aici, la jos, la terenul de fotbal, la 100 de metri, la 200 de metri și nu, dacă este apă bună, atunci o să fie apă mai multă și o să scadă prețul. O să scadă prețul, atunci să scade pompii, reparații, vom și tot ce să face iar un calcul și să face un preț la apă. Toți banii ăștia nu-i bagă nimeni în buzunar, sunt înregistrați, se dă chitanțe la oameni de la serviciul de apă care îl avem, nu să ia nimeni, nu are nimeni interesul că nu-i pot să-i duc la SECE la RUC sau la SECE Panicom. Asta este cu apa. E cu școala de la Răcăuți, da, este adevărat. Am prins programul de patru ani, am încredit pentru această investiție, așa cum am mai spus și în ședințele următoare, că am mai fost întrebat, această școală nu am făcut-o pentru țigani, pentru romii de la Răcăuți. Această școală este a comunii Bucium, a satului Răcăuți, este oglinda lui. Este cartea de vizită a unui sat, când intri în el, vezi o dărâmătură de școală, un gard dărâmat, o epavă, o nenorocire. Dacă mai citeați legea domnul consilier, vedeați că nu se poate, nu eu, nu Consiliul Local aprobă, nu învățământul, Direcția Generală a Învățământului, Ministerul Învățământului, atâta timp cât într-o școală se încadrează copiii, nu-ți mai dă voie să faci altă școală. Nu mie, nu-ți dă ei, nu-ți dă avizul. Nu ai voie să faci altă școală. Când nu o să mai fie copiii la Răcăuți, un exemplu, decât 2-3 să închide școala, îi aduce o parte la Bucium care vor și o parte în oraș. Nu-ți dă voie să le faci școală acolo lor. Fie că rămâne o școală goală. Atâta timp cât o școală rămâne goală, nu-ți dă voie să construiești alta. Dacă le-aș face lor școală la Conț, m-am gândit din 2000, când eram viceprimar, în 2001. Gândesc că era cineva din partea romilor, inspector de la Bacău, nu mi-am aduc aminte cum îl chema. Am zis atunci că ar fi bine să le fac o școală lor acolo. Eram în primul an, m-am dat în administrație, viceprimar. Nu mi-am dat seama că cum poate să mă lovească și m-a lovit destul de tare. Când ne-am spus că vreau să le fac altă școală lor acolo, la Conț, mi-au zis că mă dă pe toate televizoarele, pe toată sticla și pe toate ziarele, că vreau să duc la segregare. Dar eu le-am zis că vreau să le fac școală acolo, nu că
Să veneau 2 km jumate pe jos, prin ploaie, prin zăpadă, prin noroi, era o coancă drum, dacă vă aduceți aminte, domnul Toader și domnul Asan, era o cărare până la ei. S-a făcut școala, e clară de acum. E clară. Am făcut școala, n-am făcut-o pentru ei, am făcut-o pentru copiii din satul Răcăuți, din Ornești, din Buciu, care vor să învețe acolo, care vor să-l fie la școală, nu, n-am făcut-o pentru țigani. Asta trebuie să vă intre bine în cap. Și să vorbiți și dumneavoastră ce trebuie vorbit când vă întreabă, că am văzut că stați destul cu țigare la poartă și pe măcată. De vorbă. Nu să le spuneți că trebuie să le faci școala lor acolo, că nu se poate. Trebuie să le spuneți verde în față că nu se poate. Iar cu porțile închise, eu am dat ordine să se închidă toate porțile, deocamdată, până deasupra terenului de fotbal, mini-fotbal, se va pune o plasă. O plasă din plastic, din ață, din sârmă. Da, ca sus deasupra, ca mingea când joacă, să nu mai sară pe centrala care acoperișul la centrală. Să sară pe tabla care am acoperit școala. Unde sare, unde cade, sau în grădină la oameni. În partea cealaltă, la femeile alte. De-aia am închis porțile ca un timp, până fac rost de bani să acopăr terenul deasupra, nu se mai joacă. Iar, ca o sărit gardul, domnul Toader, sunteți dita mai consilierul de Răcăuță în mijlocul satului. Și în fața lor acolo, puteați avea, sunteți consilier local, dacă i-ați văzut, puteați să-i opriți, părerea mea, sunteți consilier, aveți și drepturi. Nu numai să vă plângeți ca cum se plânge aia cu drogul de sare, după sobă. Tu aveți tot dreptul, sunați la poliție, vinea polițaiul, vinea dorul, vinea și vedea ce căutau acolo peste care. Îi dădeau amenzi, lor, părinților, dacă erau majori lor, dacă nu, atât cât timp cât e poarta închisă, aveați destul dreptul să sunai la domnul Spoială, la șeful de post, venea, i-a amenda părinții, copiii sau cei pe aia mari. Nu, atâta timp cât poarta e închisă, n-au voie să sară. Eu zic că aici trebuia de altă dată, să nu vă mai plângeți la Consiliul Local și să luați inițiativa pentru ei. Pentru ei. Pentru ei. Nu că știe primarul. Atât timp când sare gardul. Dacă sare cineva gardul la vecinul meu și știu că nu e acasă și poarta e închisă, nu mai iau de el, nu sun la 112, sun la poliție. Așa și dumneavoastră, mai ales că sunteți consilier. Dar vă plângeți întotdeauna ca aia cu soba, știi, și cu locul de sare. Asta e problema. Cu școala de la Răcăuți. Până o să-i pun acolo o plasă deasupra, porțele sunt închise, n-au voie să intre acolo. Că-i rămân, că-i țigan, n-au voie să intre. Eu nu pot să stau paznic acolo sau să pun pe spoială să stea paznic la poartă. Eu cam altceva nu mai am ce să vă mai spun, cam asta e situația. De altă dată să ne punem în atribuțiuni toți care au probleme. Dau cuvântul doamna Modovea, nu? Mulțumesc, doamna Așa. În ședința anterioară... E ușor să te iei de prima, toată ziua, când are grijă. În ședința de luna trecută, din 30-a, deci am rugat domnul primar ca să ia măsuri cu privire la balastarea celor trei poliție. Mulțumim pentru realizarea acestora. Și mai spunea cineva dacă se mai poate să se mai duc ceva pe șoseaua către magazinul mare. Spunea că sunt niște grupi, eu l-am contrazis. Mă rog, dacă se poate... Și aici e mai o zonă, aici e o zonă mică, dar nu sunt mare. Da, băgată o zonă, dar totuși dacă se poate să duceți acolo. Referitor la ceea ce spunea domnul Toader, m-ar fi bucurat atât de mult să fie atât de prompt în convingerea locuitorilor din Răcăuți în a-și aduce elevii, copiii, la acea școală, să nu mai frecventeze cursurile în oraș, că și școala de la Răcăuți este școală cu cadre calificate și astfel poate nu mai ajungeam la promovarea, la completarea școlii cu elevi 100% rom. Și asta a fost și cauza. De a ajuns școala de la Răcăuți să fie frecventată de... Nu mai sunt copii, doamna... Nu putem să-i obligăm. Nu mai sunt copii români, nu mai sunt copii români să populeze școala la numărul de elevi care trebuie să
Deci eu vreau să pun pe situația convingerii oamenilor și vreau să trec în completare că chiar dacă ajungeam la un consens cu acești părinți, nu există, nu era un număr suficient de elevi pentru a să înființa clasele pentru orele de curs care sunt necesare. Referitor la meseriile pe care doriți să le înveți acești romi, nu depinde de nu noi. Depinde de noi. Și de nivel, problema este la nivel de țară. Aceste meserii sunt face la școli profesionale, domnul Tadea. Nu. Iar doamna consilieră, vă întrerup eu. Sunt meserii, sunt după ce termină școala auto, dar numai să vină în TCR-ul, sunt bori mecanici din Chigiu, sunt în TCR-ul, sunt în oraș, sunt școli profesionale, sunt profesionale, sunt școli. Nu trebuie să educăm consiliul local. Deci nu decât să meargă să frecventeze școli profesionale unde să înveți meserii. Nu se duc române, să duc țărani. Ca să se specializeze pe ceva și să nu stea degeaba și să nu creezi probleme. Situația celor care au intrat pe terenul de fotbal este cunoscută atât de cadrele didactice cât și de dumneavoastră, așa, după cum am văzut. Da, mi s-au spus, mi s-au plâns și nouă profesorii de acolo, adică mie personal, au intrat, au rupt sârmele de la acel grilaj de care este încadrat terenul de fotbal. Dacă v-ați dus și ați văzut, domnul Toader, s-au cățărat pe așa suport de la... Bine, eu m-am dus și am văzut personal. Dacă cu mine, o să am drept la replică. Da, vă rog să mă lăsați la mine și după aia nu decât să-mi răspund. M-am dus și am văzut personal, s-a făcut urmă pe perete, s-au urcat cu picioarele, s-au urcat pe acoperișul de la centrală, au aruncat cu cizme pe acoperiș, dacă ați văzut, sunt două cizme pe acoperișul școlii. Da, dar fiind acolo, eu, în locul dumneavoastră, m-aș fi dus, aș fi vorbit frumos cu ei, nu cu Juanu, cu toată, că ei, până la urmă, înțeleg de cuvânt bun că sunt oameni și ei și trebuie tratați ca atare. Sau la poliție. Sau la poliție. Cum a spus domnul primar? Semnalați cuiva, spuneți cuiva, nu lăsăm să facă ce vor și apoi venim și ne plângem. Trebuie să luăm o inițiativă, că dacă nu, atunci rămânem și așteptăm să dărâmi gardurile, să dărâmi școala, să spargă geamul și așa mai departe. Când vine ședința, să vă duceți pe sticlă. Așteptăm ședința ca să putem pe sticlă. Da, să vă duceți pe sticlă, că ce vorbiți. Cam atât. Din partea noastră, eu consider că fiecare își face munca ca atare și trebuie să luăm măsuri pe moment. Nu trebuie să așteptăm să vină exact ședința și să... Domnul președinte, îmi pare rău că trebuie să revin, doamna consilieră nu a vorbit scurt. Foarte scurt, bineînțeles. Da. Referitor la programa școlară, bineînțeles că nu se poate, pentru că ei nu mai continuă de la clasa 8-a, e clar. Bun. Pe vremuri se făcea... Deci pe vremuri se făcea agricultură. Se poate, numai de la dumneavoastră poate să plece propune până sus, la nivelul Ministerului Învățământului, să se întâmple ceva. Că până la urmă trebuie să facă și muncă în țară. Domnul, eu i-am văzut în Răcăuț, nu există casă și la dumneavoastră, nu există casă în Răcăuț, în care nu sunt, începând la cel cu tățambură, până la cel cu barbasură. Și la dumneavoastră, și gata, sunt argați țigani. Eu nu stau... Păi da, i-am văzut, eu îi văd cu ochii, nu există casă în Răcăuț. Aia agricultura pentru ei. Păi da, și doamna Andreeș, când am venit, poliție știi ce sunt, știi ce de doamna Andreeș. Așa, bun. El are defect profesional, că a fost și învățătoare de vremuri și vrea să fie ca atunci când era ea. Acum s-a de vremuri, altă... Așa. Deci nu pot să mă duc eu și să iau așa, deci... Eu am înțeles că nu ați văzut. Dacă aș folosi pe toată dumneavoastră, aș spune că de ce n-a văzut nici primarul, că și el e vecin acolo. Deci primarul nu-i vecin în fost acolo, de față prezent. Nu-i firma lui. Deci eu plecam la bază. E firma băiatului. Să știu ce s-a întâmplat. Bună, să explică. Când observăm ceva. Iar referitor la plecarea copiilor, îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar nu pot gândesc ceea ce... Adică spun ceea ce gândesc și gândesc ceea ce spun. Părintele are voie să ducă copilul și la Honolulu. Am precizat, nu putem să-i obligăm. Și mi-amintesc foarte bine. Că și dumneavoastră, la un moment dat, după ce a terminat fata clasa a patra, ați vrut să o dați la unii. Nu mai știu dacă ați dat. Da, dar la mine era o situație aparte. Nu știu, situația aparte, deci nu un lucru moralist. Facem. Eu nu aștept. Mi-i pare rău că dacă e televiziunea, pot, cu greutăți, pot să vorbesc totuși. Dar dacă era, mi se dădea să mănânc ceva, eu știu ce... Dar așa pot să dau. Observ că faceți atac la persoană. Ați referit la situația fetei mele, da? Atâta timp cât am fost cadru didactic în această școală, pe singurul motiv, acesta este singurul motiv pentru care l-am transferat,
Da. Să nu creadă da, da. Părinții că favorizează copilul. Da. Stai, domnul primar, să vă răspund. Când mi se fac favori copilului meu și este premiat datorită mie că sunt eu în aceeași școală. Atunci, vă rog frumos, domnule președinte, opriți-vă. Măi, oameni buni, dacă nu era televiziunea aici, nu mai spuneam un program. Dar nu spun că nicio răutate, deci m-am justificat. Nu vreau să fiu neapărat dat păstic, că puteți chiar întrerupe filmare. Nu putem. Dar ceea ce vreau să spun acum, vreau să rămână pentru totdeauna un lucru hotărât. Comisia din care facem parte, cei 5 membri, nu este de acord cu poziția domnului Toader. Vă rog, domnul Toader, cu altă ocazie sau în altă ordine, aș spune despre dumneavoastră să citiți foarte bine despre ce este vorba în proiectul de hotărâre, să punctați ceea ce scrie în proiectul de hotărâre, așa cum am hotărât noi în ședințele anterioare. Deci să vorbiți pe subiect. Se simt lezată, membrii comisiei de buget finanțe, pentru faptul că dumneavoastră afirmați că nu știm despre ce este vorba. Nu, domnul Toate, noi studiem cu foarte multă atenție ceea ce scrie acolo și aș avea o recomandare către dumneavoastră. E bine să studiați și dumneavoastră materialele prezentate, să aveți punctul dumneavoastră de vedere. Eu nu sunt avocatul nimănui, nici al domnului primar, al nimănui. Sunt, în schimb, avocatul comisiei, în calitatea mea de președinte al Comisiei de Buget Finanțe, da. Acest lucru îmi dă dreptul să fiu avocatul comisiei. Așa, sunt purtătorul de cuvânt al Comisiei de Buget Finanțe. Deci, am fost lezat și chiar deranjat de poziția dumneavoastră. Cuvântul avocat nu mi se potrivește mie. O știți foarte bine, sunt un tip educat și nu permit să jignesc absolut pe nimeni. Prin punctul dumneavoastră de vedere, ați jignit membrii comisiei. Noi știm despre ce este vorba, noi discutăm, noi aprofundăm, iar acolo unde am avut obiecțiuni, să știți că le-am expus. Așa cum dumneavoastră îmi puteți constata din procesele verbale, unde am avut obiecțiuni, le-am expus, unde am fost teamă, nu am intrat în conflict cu nimeni, dar poziția Comisiei de Buget Finanțe este asta. Ca să discutăm pe subiect. Atât am avut de spus. Mulțumesc! Domnul Matias. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi. La ordinea de zi de astăzi, într-adevăr, este impus punctul numărul 6 diverse. Punct a cărui situație putem să ne exprimăm. Ce am rezolvat și ce ne-am rezolvat. Dacă vă aduceți aminte, în ședința anterioară din 30 octombrie, am ridicat câteva probleme. Probleme la care pot să vă informez că unele au fost rezolvate. Aici îi mulțumesc domnului primar pentru pentru aportul adus cu ajutorul dumnealui de m-am rezolvat probleme în sectorul de activitate. Am ridicat problema șoselei din care la coborâre aparține de comuna Cașe. Vreau să informez pe domnul primar că mi-a balastat o porțiune după asfalt de 20 de metri. Fapt îmbucurător. Deci pot merge cu plugul așa cum am arătat atunci, că era o problemă de nivelare. Ceea ce nu s-a rezolvat, domnule primar, vreau să vă informez, că nu am primit în gaura aia unde se adună apa o mașină de balast. Deci am ajuns la convingerea cu domnul primar din comuna Cașa. Și l-am rugat personal să-mi pun o mașină de balast acolo, dacă știți, la coborâre către curvă. Nu s-a rezolvat. Nu știu cum s-ar putea rezolva. Aș avea îndrăsneala să vă rog pe dumneavoastră și îndrăsnesc în numele oamenilor, poate puteți dumneavoastră să ne ajutați cu o mașină de balastru în colțul din coborâri. Acolo se adună apa foarte mare, nici cu piciorul nu se poate trece, fapt la care puteți analiza situația. O altă problemă prin care vreau să vă spun, în ordinea zi, aș vrea să ridic problema. Deci am primit o informare de la părintele nostru,
din sat că trebuie făcute pichete de incendii pentru biserici. Deci biserica de la Răcăuț și biserica de la Fons. Fapt la care mi-am asumat răspunderea. Dar aici aș avea rugămintea ca împreună cu domnul Vicin să mă ajute cu un băiat din ăsta care ia ajutor social ca să pot rezolva această problemă. O problemă bucurătoare prin care vreau să vă spun, domnule primar, ați făcut un lucru foarte bun în care ați bucurat cetățenii statului Fons pentru amenajarea drumului pentru asfaltare. S-au mai calmat spiritele, au început în probleme de propuneri așa către ei, deci au început să înțeleagă că într-adevăr s-au început aceste lucrări. Lucrări la care i-am lămurit, le-am spus, oameni buni, înțelegeți că dacă se strică vremea și nu se mai poate continua acest proiect, îl vom continua în primăvară. Mulțumesc, domnule primar, că m-ați înțeles, mulțumesc, dragii mei din comisie, și vă asigur că în cele propuse și promisii mă voi achita de sarcină. Mulțumesc, domnule președinte. A, nu. Pentru îmbarasarea gropilor ăla mari, tot cu primarul de la Cașin, fiind pe teritoriul lui. Știi că n-am, dacă ești consilier local, nu am voie să balasez pe teritoriul altei comuni. Tot prin el, să vorbesc cu el, să aducă câteva mașini de balast, că e teritoriul lui și are și el locuitori acolo. Și sunt câțiva, doi sau trei. Trei familii, cât are în zona aceea. O să nu trei familii de la Cașin. De altul, asta e cu drumul. Cu drumul e o porțiune foarte rea acolo. Încerc să o rezolv. Iar cu celălalt, pentru asfaltare, sigur, timpul o să se strece. O să înceapă în primăvară. Lucrările, banii sunt. Să vedem dacă să mențin guvernul care este nou. O să mențin cheltuielile pe PNDL-ul ăsta. Nu o să facă vreo minune, să ne dea jos banii. Banii sunt, nu sunt la bugetul local, banii sunt la București. Numai cu devize de lucru, aprobate, trimise la București, factură și după aia, situație de lucrări, cu tot ce trebuie. Dar deocamdată, nu e decât un kilometru jumate care ați văzut în Răcăuț, în satul Răcăuț, balastat, piatră spartă. Acum urmează ca mâine să întrunească comisiile dirigite de șantier, inspectoratul de stat, proiectant, să dea faza pentru turnare asfalt. Dacă mâine se întrunesc și aducem mașina de la Brăila, e posibil ca în 4 zile, dacă mai ține vremea, pe un kilometru jumate să fie asfaltat. Ei spun de luni, așa spuneau. Depinde mâine de... Cum să, azi trebuia să întrunească azi unul dintre ei plecat la Iași, dacă nu se întrunesc toți, nu pot să iau o aprobare. Și sper că mâine, m-au informat, mâine se întrunesc și cred că sâmbătă nu, dar de luni, dacă e vremea bună, se apucă de asfaltare pe porțiunea de un kilometru jumate. Ce în satul Răcăuț, până în gâtul ăla, că dau pe spate spartă, până acoborâm jos la Aron. Anul ăsta. Cred că dacă aprindem ăsta kilometru la jumate, e de ajuns. Să vedem și forma de plată, situațiile de lucrări primise la București, facturi, tot ce trebuie și dacă ne transmit bani. Mulțumesc, domnule primar. Care sunt cu ședința închisă. Ați ajuns la 11 ani. 11 ani.